ce este mai frumos în profesia noastră? Atunci când avem ședințele de redacție și răscolim poșta noastră, iar ea e plină de mesaje de la voi. Unul dintre acestea îi aparține și următoarei noastre invitate, Inga Buga. O tânără pasionată de not, ba chiar și de fotbal, și e la început de cale în lumea muzicii și știe sigur ce își dorește. Doar nu în zadar, are locuri de frunte la concursuri internaționale cu peste 900 de participanți. Iar astăzi vrem să o cunoaștem împreună. Salutare, Inga! Bine ai venit în platoul nostru! Salutare! Mamă, ce frumoasă ești! Ia loc pe canapea! Deci, aproape ca în, ca în film, Cansamulca, Crăsavița și Cântăreață, da? Cam așa ceva. De fapt, ești studentă, ești elevă. În ce perioada vieții te găsim? Sunt elevă. Recent am dat examenele de absolvire a clasei a noua. Așa. Mă bucur. Ai în față 3 ani încă. Mă bucur foarte mult de succese. Deci notele sunt foarte bune. Chiar mă simt mândră de mine. Așa, media, ia poveste, laudă-te oamenilor. Media mea e undeva 9.36. 9.36, bravo! Îți dorim să menții acest ritm și în continuare. Muzică, de ce ai început să faci muzică pe lângă, iată, celelalte lucruri pe care le practici? De micuț am simțit conexiunea asta între mine și muzică și am vrut foarte mult să mă ocup. Am rugat, uite, mama, tată, eu vreau foarte mult să mă ocup. Și deci mi-am găsit școală, mi-am găsit profesoară, fiind mai mare, undeva la 13 ani. Și am decis să merg. Și uitați că succesul este. Așa, ai început cu cover-urile, sigur, după care ai zis că trebuie să ai și propria ta melodie, să ai și videoclip, așa, la toți artiștii. Desigur, ca și orice alt artist, am vrut propria mea melodie, să o simt că este a mea, este de suflet și îmi place foarte mult. Așa, și un videoclip ai reușit să realizezi la această melodie? Da, desigur, într-un timp foarte scurt am reușit să scoatem și videoclip. Chiar nici nu m-am gândit să-l scot, dar uitați că s-a întâmplat. Așa, cine este protagonistul din videoclipul tău? Este un cunoscut. Nu e iubitul tău, da? Nu. Așa, a acceptat așa fără probleme. Desigur, a primit și-l plăcere ca să se filmeze într-un videoclip care mai apoi să fie difuzat.